83, aviz, adunare va avea loc adunarea la ora 9 sala de sport. Domnul Gros a zis că mergem să vedem unde locuiți dumneavoastră, în căminul. Asta e căminul unde locuiți, ia ca așa. Ia ca așa e. Ai scos tot? Și ai mult cifrele astea care vă le-au spus că au dat pe reparații 16 milioane, 8 milioane, nu știu câte milioane. Păi ei abia trebuie să investească, abia trebuie să investească. Ei nu ne să vadă ce-i făcut și ce mai făcut. Și ce urmează încă? Ce urmează? Abia trebuie să reparații. Am început reparația. Îi spunești cu Santeria, nu-i schimbați, vă rog, o țară. Îi spun așa. Asta să. Da, când a scurg, atunci a zis așa scurg. Dacă pe aici la tine metraj e pus până aici. Nu până cameră, că și ai cartea. Și iată aici, domnul Gros, câți metri pătrați? 36. 14 cu 14, 28. Și cu 8. 36. Adică, pe coridor are 8 metri, fiindcă 2 metri ca să până la 12. E la clubul sportiv în partea cealaltă, e pus aici. E pus aici. Da. Asta eu sunt urcat pentru fosta soție. Adică și o cameră. Și mă dale pentru, e ca pentru, azi, eu o daie și acolo e un fel de baie. Da. Și asta, pentru ăștia, mă dale trebuie să plătești, din câte am calculat, aproape 7.000 sau mai peste 7.000 de lei. 7.000. Și cum să rezisti? Cum să reușești? Da, și nu ești și într-o categorie de vulnerabilitate? Păi, eu am depus cerere la rectoră. Două cerere am semnate de doi rectori. Unii scris că eu am activat 29 de ani și la Universitatea Agrară și prin transfer la Ministerul Agriculturii. Doamna care face calculele, când se zici cum vreau, mie să nu trebuie, nu le-au aruncat. Că ce și-au luat-o, dar restul documentelor care arată. Că am lucrat aici, adică am activat aici, am activat la Ministerul Culturii, zero. Nu le-au aruncat, să mie să nu trebuie. Fiecare aici e șef. Am înțeles, dar noi când vorbim despre echitate socială, iată, dumneavoastră aveți încă ștrubile de la... Ia că așa locuiesc. Păi, eu am auzit la televizor și am văzut cum domnul Igor Grosu a beneficiat pentru compensația la căldură, că a cheltuit 4.800 de lei la căldură, i-a plătit statul 2.500 și el a rămas să plătească 2.400. Dar dumneavoastră, din 7.000, cât am calculat că trebuie să plătiți pe luna ianuarie, de exemplu, pentru 36 de metri pătrați, câte 100 de lei o să fie... 3.600 plus energie electrică încă 1.500 plus 2.000 de lei cât trebuie să dați 57 de lei de metru pătrat. Da. Asta sunt încă 2.000 de lei, asta sunt 6.000, 7.500 și încă și mai aveți apă și nu știu ce, să... PSM-a, dar eu trebuie să... 7.000 și n-ai nicio compensație, nimic. Absolut. Dar n-ai casă de locuit, asta nu e casă, asta nu e vilă, asta nu e... N-am nimic absolut. Iată, eu să plec la mâini pe mine la cadastru, să-mi iau certificatul și să-l prezint. Eu n-am nimic aici locuiesc, deși așa am făcut. Ia că așa e. Pentru... Asta e echitate socială. Despre ce să vorbim mai departe? Eu l-aș invita pe domnul președinte al Parlamentului, Igor Grosu, la domnul Grosu în ospiție, la Universitatea Agrară, să vadă în 36 de metri pătrați cât să plătesc, ca să înțeleagă ce înseamnă compensații și cu ce trăiesc oamenii, real. Ia că asta e viața reală, nu arătată la televizor. Păi, dar nu știe nimeni, niciun... Că este compensație, nu compensație, cât e compensația dată. Eu am fost, da, la Grigore Vieru, la bibliotecă, am scris cerere. Și nimic. Adică, ceva e documentul plecat la UTM, fiindcă noi dacă depindem acum de UTM, cineva spune, eu nu știu, eu nu pot să confirm lucrul ăsta, că domnul rector sau, cum să zici, sau... Eu am văzut refuzat, și vă, adică și vă, și vă răspuns și rectorul. Și eu nu înțeleg lucrul ăsta. El trebuie să facă o comisie normală, de oameni normali, să verifice. Tu,
ți-ai construit casă, Pedos, tu ai primit lot, nu te-ai construit, șezi pe loc. Casa nu e făcut până la urmă, ea rămâi... Să vă facă dreptate, ca... Să facă dreptate, omenii care... Dă-i până la ziua de astăzi... Vedeți, sunt și condițiile de trebuie, unde e reparația, domn Vasile? Am văzut, am văzut, am văzut și ne-a arătat domnul Grus. Asta reparație că noi trebuie să o achităm? Ha? Da, și pentru asta a achitat... Pentru ce, pentru asta? Milioane, da, ia uite. Pentru asta? Și care și nici asta nu-i proprietatea dumneavoastră. Dar care e apa caldă? Care noi nu avem din... Dar care e căldură? Ia uite, că el stă iete, este... Nici nu-i... Asta e apa de la gaz. Și apă caldă v-a pus... Și unde este apa caldă? Unde este apa caldă? La fiecare boiler. La fiecare care are boiler. Boiler. Dar vă puneți plătiți și apă caldă? Da. Da. Nu apă caldă ne puneți în... În taxă și e taxat tot. Tot, 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 tot. Tot e. Fie că așa e. Și nu încurcă, acolo este apă caldă. Încălzirea. Încălzirea. Apă caldă noi nu avem de mult, e pe etapa caldă. E tăiată, dar... În răspuns am văzut că și pentru apă caldă. În răspuns este apă caldă. Răspuns, da, acolo, da, 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 eu citit, acolo adunare, eu citit 6 milioane pe apă caldă. Ei se dormă acasă, visează și trec... În răspunsul de la rector... Este scris. Este apă caldă. 6 milioane. Da, eu tot am auzit că a fost prezent. Și care noi suntem taxați între 57 de lei, trebuie să achităm apă caldă. Apă caldă. Eu. 10 sau 12 ani de zile spăl singur coridorul. Eu, personal, că am lucrat, nu mă uit că dacă am muncit la universitate, la minister, eu singur spăl coridorul până la scări. Însă, nu mă include acolo că trebuie să achit... Și de servire, așa, apa caldă, și curățenia, și covoarele spălate și tot. În afară de asta. Draperii, cumpărate, draperii, adică, mobilă și așa mai departe. Fiindcă au primit o lucrătoare la noi care îți fac curățenie, scările, coridoarele. Nimic absolut. De că asta e realitatea. Cum 10 ani de zile a stat, așa spăl mai departe, coridorul, eu singur. Să fac cruce, să trăiască și... Și Grosul, și Maia Sandu, și Natalia străiesc tot așa, prim-ministru, cum trăiesc eu. Care ați lucrat toată viața la... Păi da, eu am muncit pentru stat. Păi toți am muncit. Eu am adus o ramură care e în țară, care n-are nevoie nici de băieți și adus și milioane în buget statului. Ramura secului, zahăr și zahăr. Eu i-am adus pe investitori. Eu am hotărât întrebările astea. Mediu academic. Ia că asta e mediu academic. Mai departe ce-ți mai vorbim? Păi, gata. Ce vrei la profesor? La ce mai vrei? Dacă cei mai mari bandiți sunt în țara asta noastră, nu sunt cei care fură, dar sunt cei care o predați mediu academic. Aia să nu mai fenea că-l pun înapoi și-a spus. Și să-i mai pui, domnul? Ce să vă spun? Asta e... Frumos, domnul! Am înțeles. Da, Andrei, eu am văzut. Reparația care noi o achităm. Și uite cum el în continuare este și miros de mezeal și în continuare el cade. Păi e clar, dar și nu se vede. Rămâne. Data asta e realitatea, dragi prieteni, mediu academic, profesori, universitari care au lucrat o viață întreagă și care nu au învățat să fure, pentru că nu au fost policieni, nu au fost funcționari, dar au lucrat, au muncit, au educat generații întregi și uitați-vă că la un apus de viață, la bătrâneță, sunt umiliți, nu destul că trăiesc în cămin, într-un cămin răschit, dar încă plătesc niște sume exorbitante și ăștia care conduc statul, eu nu zic că e pe seama lor, dar ar trebui să reacționeze, să vină, să formeze comisii din parlament, din guvern, să le creeze condiții și să-i ajute astăzi, nu mâine, nu peste jumătate de an, nu când ați termine războiul în Ucraina, pentru că oamenii astăzi trăiesc aici. Și mulți dintre ei s-ar putea până în primăvară să nu mai ajung. Sunt vârstă. Eu mâine mergem împreună la Parlament să cerem audiență la toți, să ajungem la cei până în vârful piramidei ca să-i impunem să lucreze pentru oameni. Fiți alături de noi!